Dintre puținele facilități oferite de stat în ultima perioadă, scăderea TVA-ului la alimente de la 24 la 9% ocupă un loc fruntaș. Măsura i-a bucurat pe unii dintre piețarii romașcani. Cred că mai mult tineretul supermarketul. Tineretul, în general. Aveți în continuare clienți fideli, oameni care preferă să vină în fiecare zi la piață? Da. Mulți caută marfa noastră, autohtonă. Să mai ieftinim marfa și mergem mai bine. TVA-ul nu mai este 24% la alimente, ci 9%. Oamenii preferă acum să meargă la supermarket sau vin în continuare la dumneavoastră? Ei, la noi vin. La noi, că noi suntem producători și avem roșii foarte buni, foarte buni. Da. Da. Doamne, ne vede de sus, dacă spunem minciuni. Cu mâna noastră le-am pus. Alții spun că vânzările lor n-au crescut nici după ce prețurile au devenit mai mici. Acum o lună de zile era roșie pătarabă 5 lei. Și multă lume spunea că căutau roșia să fie tare. Tare, da? Acum vine și spune, aoleo, dar e prea moale. Deci cum o să ne merim? Păi bine, că acum o lună de zile era, cât era? 25 de grade, nu? Temperatura. Acum sunt 40 de acum, nu? Deci scăderea TVA-ului nu a influențat nici într-un fel? Nu. Absolut nimic. Deci mai prost, ca înainte. Deci aici e scăzut mai rău ca la supermarket. Să știți. Da. Eu am mai fost data cu o săptămână tot la piața. Cât e la supermarket, domnul Nelu? Cât e la supermarket? La cine a fost? Dar eu am bani să mă duc acolo. Cum ai bani? Are bani. N-am curat să mănânc ciorbă cu vânzare, cu un leu kilul de casă. Vezi, n-am curat să mănânc ciorbă. Eu sunt 10.000, o ciorbă cu 2 mici. N-am curat să mănânc, că n-am, nu-mi dă mâna. N-am cum. Uite aici, aici. Cei mai pesimiști dintre romașcani consideră că avantajul scăderii TVA-ului este de partea supermarketurilor, în timp ce produsele tarabagiilor vor rămâne nevândute, chiar dacă alimentele din supermarketuri nu sunt la fel de sănătoase pentru consumatori. Ce părere aveți dumneavoastră că de la 1 iunie, dacă a scăzut TVA-ul de la 24 la 9%, oamenii preferă să meargă mai mult la supermarket decât în piață? Noastră, ce părere aveți? La supermarket, da, e și normal. Da. Sunt alte prețuri. Cu toate astea, calitatea? Nu sunt naturale, nu sunt naturale. Astea sunt de afară, toate produsele astea sunt de afară. Oamenii recomandă se recomandă ca fiind producători. Domne, spune, sunt șală, aici sunt șală, spune că este așa, bio, dar nu sunt. Din comoditate chiar fac lucrul ăsta, pentru că e mai răcoare acolo față din piață. Bine, totuși, parcă zic așa față de anul trecut, zic eu, mi se pare mai bine, totuși, puțin mai bine. Dar și investițiile. Ei, nu a început, nu. Deci mai târziu. O să fie normal și aici au dat prețurile în jos față de perioada anului trecut. Chiar mi se par prețurile mici. Așa și fiecare după puterea, fiecare după... Că normal, dacă s-a scăzut TVA-ul, omul are mai mulți bani în buzunar, să zicem așa. În ciuda scăderii TVA-ului, taxele percepute de primării pentru tarabe, dar și concurența supermarketurilor, care rămân inaccesibile micilor producători, fac grea viața piețarilor, care îndură căldura câte 10 ore pe zi ca să câștige câțiva bani munciți din greu.